Sunt astăzi pe drumul județean 127A la Bicazu Ardelean, sunt chiar la limita cu județul Harghita. Aici avem o lucrare extrem de complexă, un drum greu. De fapt era o potecă șerpuită. Astăzi, așa cum vedeți, în spatele meu avem executat terasamentul la profil de, cred că sunt peste 8 metri, aproape 10 metri de terasament. Facem săpăturile în partea de jos, aici unde avem excavatoarele și buldozerele, se văd jos acolo lucrând. Suntem în situația în care tragem tare ca tot ce înseamnă lucrare de infrastructură grea să fie făcut în această vară, pentru ca spre sfârșitul verii să putem să începem să întindem cele trei straturi de asfalt. Îmi doresc și am promisiunea constructorului că până la începutul toamnei vom inaugura acest segment de drum. O trecere spre județul Harghita, se scurtează foarte mult distanța dintre județul Neamț și Harghita și nu mai mergem prin cheile Bicazului. De fapt este o trecere din Moldova în Transilvania, pe aici, pe la Bicazchei. Continui să supraveghez și să inspectez toate șantierele județului Neamț, pentru că vremea ține cu noi și putem lucra. Ne revedem așadar, dragii mei, pe alt șantier al județului Neamț în perioada următoare.